Novaci, Polovragi, Vaideni și Horezu sunt cele patru localități pe care Mădălina Ciolocoi dorește să le unească într-un proiect comun care să le ofere locuitorilor din zonă locuri de muncă. În ultima perioadă, lipsa investitorilor și-a spus cuvântul, astfel încât pentru a aduce venituri, autoritățile trebuie să se reorienteze. În județul Gorj, dar și în România, în general, nu se mai implică foarte mult investitorii din cauza situației materiale. Investitorii autohtoni nu se mai implică să investească foarte mult în deschiderea unor noi afaceri. Și atunci am considerat de cuvință ca banii pe care România îi primește de la Uniunea Europeană să fie folosiți într-un scop practic, să aibă o finalitate practică, adică să înființăm locuri de muncă pe plan local. Pe 20 noiembrie, edilii celor patru localități, două gorjene și două vâlcene, împreună cu Mădălina Ciolocoi, se vor întâlni pentru a stabili pe ce trebuie să mizeze pentru a obține banii europeni. Mi se pare o idee foarte bună să dezvoltă artizanatul. La dumneavoastră în localitate aveți persoane care s-ar încadra în acest proiect? Ne referim la femei? Da, avem, fiindcă a și lucrat înainte la arta casnică, la Tizmana. Au fost salariate unele și la pensie. Mai avem, la noi a mai fost așa ceva. Principalii beneficiari ai proiectului sunt femeile din mediul rural, care își găsesc foarte greu un loc pe piața muncii. Este vorba despre proiecte care au ca grup țintă fie femeile care sunt șomere sau care sunt fără servicii și sunt unic întreținători de familie, fie femei trecute de o anumită vârstă care nu mai au șanse să se angajeze într-o unitate cu activitate curentă și sau comunități de romi. În România există deja o astfel de întreprindere socială la Câmpia Turzii, autoritățile de acolo reușind să atragă o finanțare de 6,4 milioane de euro.